Superliga vă este oferită de Superbet. Frumoasa lui Oroian încearcă să-l ia la mână și pe Larie. Paraschiv este cu spatele la poartă, scoate pentru centrarea din prima lui Opruț. Gol! De meci. Centrare foarte bună a lui Opruț. Chichi rămâne puțin pe loc. Nu simte adversarul în spatele său. Centrarea de mare calitate. Nu trimite chiar foarte bine Balaure, dar îl surprinde. La urmă pierd, iată, Sibieni, duel corp la corp. Da, nu e fault aici. Și contraatacul Sibiului cu Balaure, care reușește până la urmă să scoate pentru Paraschiv. Paraschiv îi returnează în care gol! Contraatac de manual. Dublă de senzație a lui Silviu Balaure. Paraschiv se bucură ca și cum ar fi reușit să înscrie el. Asta denotă mult spirit de echipă sau spirit de echipă pronunțat la Sibiu. Așa era cazul și cu Maradona și cu toți ceilalți mari fotbaliști, inclusiv cu Gică Hagi. Și Hagi avea pe glezna lui Paraschiv. Ce tackling urât al lui Popescu. Bine, vine dintr-un, sau revine dintr-un fotbal dur. Dacă l-a lovit deasupra gleznei și dacă s-a dus cu talpa, hai să vedem. Aici chiar nu mă pot pronunța niciun fel. Pe de o parte pare un foul dur, pe de altă parte parcă ar fi prea dură eliminarea. Bine, a fost atenționat Bogdan Dumitrache din camera VAR, probabil a fost chemat de Florin Andrei pentru a se lămuri. Nu cred că e cazul, ia să vedem. Este într-adevăr între galben și roșu acea intervenție, dar dacă îl cheamă pe Popescu înseamnă că va fi eliminat. Îi se retrage cartonașul galben și va fi eliminat. Eliminare! Înmărmurit pe margine Gică Hagi. Echipa sa a fost copleșit și foarte multe greșeli. Centrarea lui Oroian la prima bară, mingea cade, cer și penalti acum cei de la Sibiu. Bine, greu de văzut aici unde sunt cu spatele, nu cred. De data asta chiar nu cred. Iată, avem și reverse angle. No. Cel mai bun marcator, Bucăceanu, înscrie. Hermannstadt face 3-0. Se stinge farul și la propriu și la figurat. Și a doua oară în acest sezon că reușește să înscrie 3 goluri. După 4, iată, în meciul de cupă, 7 goluri într-o săptămână. Iată cum se poate schimba soarta unei echipe în doar câteva zile. Isaac face și el un foul destul de tare. Saed Isaac a dus la pachet cu Babal Hasan Dumitrache. A, ba nu. Îl va elimina. Îl va elimina, aici mi se pare exagerat. La pasa pentru Popescu și continuarea pentru Bucăceanu. Nu s-a terminat atacul, vine și Petrișor Petrescu. A căzut în fața lui Bârzu Petrescu și este din nou lovitură de la scorul ăsta. Ia să vedem și faza. Puțin și aici pentru un penalt, aici, da, i-a luat piciorul lui Petrescu, care execută și înscrie. Imparabilă execuția lui Petrișor Petrescu.